vă invităm să răsfoim din nou împreună pagini din România pictorească. Deschidem cartea și recitim rândurile lui Alexandru Vlahuță, care în urmă cu peste 60 de ani, mergând pe firul Oltului, a descris orașele, satele și locurile întâlnite în calea lui și ne-a lăsat minunatele pagini din România pictorească. Drumul larg și neted șerpuiește pe malul drept al Oltului. Lungi se aștern peste buncă umbrele plopilor înșirați pe marginea șoselei. Sclipesc în soare ca niște bănuți de argint frunzele sălciilor aplecate pe apă. Și e liniște și n-auzi decât șuietul Oltului. Dimineață suntem în Râmnic. Orașul se urcă pe un tăpșan tărăgănat pe malul drept al Oltului. Biserici multe își înalță turnurile strălucitoare dintre copaci. În fund, dealul Capela îngrădește vederea spre munți. În partea dinspre miază noaptei, episcopia a așezat aici pe la jumătatea veacului al XIV-lea. Dincolo, spre miază zi, se întinde zăvoiul, grădina publică a orașului.